Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Special. Invitatul meu de astăzi este Alexandru Stroia, absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport și alergător montan, dar nu orice alergător montan, ci un foarte bun alergător montan. A ocupat numeroase podiumuri în ultimii ani și de multe ori s-a clasat chiar pe locul întâi. Bine ai revenit în emisiune, Alexandru. Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație, mă bucur să fiu aici. Iată ce repede trece timpul. Da. Parcă acum erai în partea cealaltă a mesei, împreună cu Lavinia Șulea și da. cu Matei. Uh -huh. era elev încă atunci. Da, eram la liceu, da. La liceu, da. Și repede, repede a trecut timpul, iată-te, astăzi ești profesor de educație fizică și sport și faci cursuri de antrenorat. Am absolvit. Le-ai observat da? deja am și școala de antrenori, da. da. Acum am și în carne de, de antrenor, da, în da. atletism. Da. Uh -huh. Ei, ce te-a, era atunci elev, ce te-a îndemnat să faci facultatea de educație fizică și sport și cum te-a ajutat această facultate în desfășurarea activității acestea de alergător montan? Păi deja practicam alergarea în liceu, mi-a plăcut mult domeniul sportului în general și mi-am ales uh, o facultate care să mă ducă aproape de sport. Și atunci educația fizică și sportul montan din Brașov la Transilvania a fost cea mai bună alegere și cea mai apropiată de domeniul care îmi plăcea. Da. Cum uh, ai reușit în timpul facultății să îmbini și învățătura cu antrenamentele intense pe care trebuie să le faci pentru uh, sport? Sunt foarte sincer, nu am fost un student de nota 10, dar m-am implicat atât cât am putut și cât îmi permitea timpul să fac și antrenamentele. Și am dimineața la antrenamente, după ce am la cursuri. Sau, din păcate unele cursuri le ratam și învățam mai mult acasă ca să pot să recuperez, ca să am timp să fac antrenamentele, să mă recuperez. Dar am reușit să, să fac acest lucru și n a fost atât de dificil pentru că îmi plăcea și la facultate ce fac și îmi plăcea și să alerg. Și atunci nu simțeam greutate neapărat când... Da. A... Ai avut înțelegere din partea profesorilor în momentul când probabil trebuia să te duci la concursuri, nu? Atunci nu puteai să mergi și la concursuri și la școală. Da, am apreciat asta la profesorii foarte buni de la Transilvania. Mi-a plăcut că înțelegeau acest lucru și a fost un bonus, să zic așa. Că... Da. Cum te pregătești, Alexandru, înainte de o competiție? Păi fac antrenamente zilnic, cu mult timp înainte de competiție fac două antrenamente pe zi, poate trei, dar când se apropie competiția reducem volumul, adică fac mai puține antrenamente, tot în fiecare zi, dar nu mai fac câte două, fac câte unul. Și mă pregătesc de competiție în funcție de specificul ei, dacă are doar urcare, fac mai mult antrenamente în urcare sau lucruri de, de genul acesta. Este această diferență de antrenament dacă mergi pe plas sau mergi pe urcare sau are și urcare și coborâre? Da, antrenamentele da. pentru o cursă de șosea se bazează mult pe șosea și nu e nevoie să mergi să alegi pe dealuri sau să faci neapărat sprinturi în deal cu multă forță. Ai nevoie de un pas mai influent, o tehnică mai bună pe, pe asfalt, adică antrenezi un pic altceva decât atunci când are urcare. Da. Când, cum, cum, te pregătești mental înainte? Pentru unele curse sunt foarte lungi. Chiar citeam la ultimul ultramaraton peste 60 de kilometri, cu diferență de nivel de 500 de metri. Cum te pregătești mental pentru astfel de cursă? Păi, de obicei, pregătirea mentală cred că vine la antrenament, adică am fac alergări încep puțin să mă blochez emoțiile, nu prea mai contează uh, ce simt, mai mult contează ce fac. Mă bucur că alerg, mă bucur de ce văd, încep să-mi iau gând un pic de la că mi-e greu sau că ard mușchi și ce să-mi găsesc așa, mici povești pe care să mi le spun. Sau pur și simplu mă uit în jur și mă bucur de un vârf pe care îl văd mai departe, de un deal, mă bucur de o coborâre și nu se simt atât de mult că sunt kilometri, pentru că mă gândesc la alte aspecte. Da, și merge oarecum din inerție. Da, exact. da. da. Uh -huh. Păi dacă tu te-ai adus uh, vorba de priveliști, uh, care a fost cel mai frumos loc în care ai alergat? Sau ți s-a părut, ție, cel mai frumos loc? Uh, am participat la o competiție în Italia, în Gran Sasso, la un masiv acolo, un par național. Mi s-a părut foarte, foarte fain, pentru că e un pic diferit de ce avem noi în țară. Deși avem concursuri cu peisaje foarte frumoase, acolo a avut ceva aparte. Era un pic mai tehnic. Am ajuns chiar la 2600 de metri, adică peste înălțimea moldoveanului da, da. Și asta m-a fascinat un pic. Dar dacă ar fi să zic în țară, uh, Retezat Sky Race are priveliști foarte frumoase, mulți munților La fel, Făgărască, Făgăraș Rux, pe care îl organizează și Făgărășenii, are iarăși priveliști foarte, foarte frumoase. Cam astea sunt evenimentele care. Da. Uh, cum uh, ai recepționat uh, tu prima participare internațională? Am avut emoții. ceva deosebit? Sau? Da, am avut emoții și pentru că eram în Italia, adică în țara în care m-am născut, dar aveam multă încredere în mine, pentru că pregătirea din România mi-a oferit acest lucru și vreau să văd cum aleargă italienii până la urmă. Da. Și alergă tare, pentru că alergă tare, sunt buni. Da. Și a fost interesant așa să văd și cum e în țara mea natală, chiar dacă putem numi străinătate, de fapt tot acasă mă simțeam cumva. Da, 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 dacă mm -hmm. acolo te-ai născut, probabil ai și cetățenia e da, da. italiană. Da, da. mama mea este italiancă și știu ah, da, da, și limba foarte bine și atunci era da, da. așa. Da, da. Uh, dintre alergătorii străini cu care te confrunți, care ți se par așa cei mai valoroși? Uh. Eu încă mă confrunt cu alergători din țară pentru că sunt foarte buni, îmi doresc să ajung la un campionat mondial ca să mă confrunt și cu alergătorii din, din străinătate, dar în schimb îi admir pe, bine, bineînțeles, un alergător italian, Francesco Pupi, care este foarte bun și mai este, cred că, cel mai bun alergător din lume, Chilian Journet, un spaniol, dacă nu greșesc, și este foarte bun și le am ca modele. Și, bineînțeles, yeah. îmi doresc și eu să ajung la un campionat mondial ca să fiu cu ei la start. Ce trebuie să faci ca să ajungi la un campionat mondial? Să particip la selecții care se fac în țară și să intru în lotul României. Da. Pentru mine acest lucru a fost un pic dificil. Anul acesta n am reușit să mă calific, dar așa e în sport și îmi doresc să mai muncesc ca să îmi da. acest obiectiv. Da, da. Deci sunt și campionate mondiale la da. alergare, vorbim de alergare mondială. Da, 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 da. Uh -huh. La campionat european, europeană. Iarăși, uh, bă da, dar scopul cel mai înalt e mondialul, adică, da, da, da. acolo, uh -huh. acolo e cel mai important. Da. Cum te, la, în special la alergările montane, poți avea surprize, știu, furtună, trăznete, știu ce mai uh, se poate întâmpla. Cum te pregătești pentru să întâmpini astfel de evenimente în timpul alergării sau te poți pregăti? Din fericire, organizatorii concursului se uită la meteo înainte de eveniment și dacă sunt furtuni, ori schimbă puțin traseul și evită zona în care viața poate să fie pusă în pericol și aleg trasee prin pădure în care doar plouă. Pregătirea nu știu dacă e neapărat specifică pentru așa ceva. Când plouă, ies la antrenament, că n-am de ales, când e foarte cald, iarăși ies la antrenament și mă obișnuiesc cu căldura, de fapt căldura e un factor un pic mai, mai greu de înfruntat vara, da. pentru că e foarte cald și atunci. Încerc să la orele mai calde ca să mă obișnuiesc cu treaba asta. Da. Da, în munți de regulă ai întâlnit și să fie foarte cald la alergări montane, că de regulă în munți e un pic mai mai plăcut, nu? Da, dar când sunt porțiuni în care ești expus total la soare și alegi doar în soare, se simte și mai ales că atunci când depunem efort, mușchii provoacă căldură exact. și atunci se, se simte foarte încinsă atmosfera din, din jur. Uh, faci parte din clubul Sportiv Steaua, nu? Da. Uh, ai avut un antrenor la clubul Sportiv Steaua sau înainte uh, care ți-a marcat uh, sau care te-a influențat uh, pozitiv foarte mult? Am un antrenor, adică se numește Ionuț Dan nu? locuiește în Zărnești și m-a ajutat foarte mult și în continuare m-a ajutat foarte mult mai în drumă, în uh, parcursul meu sportiv. El îmi dă antrenamentele Comunicăm foarte des, ne vedem destul de des și da, adică m-a ajutat foarte mult în tot ce privește evoluția mea și încă o facem în continuare. Și pentru asta, normal, îi mulțumesc. La Steaua, n-ai antrenor și acolo? Ba da, adică de la Steaua este antrenorul. A, antrenor, Dumnealui da. este de la Steaua. Da, da, da. da. Uh -huh. În uh, anul acesta, la ce competiții ai participat? Știu că ai început din în, iarnă, din ianuarie, cu acelea SKV-ului, da, concursuri parte. unde... Da, am participat în iarna la SKV-uri două probe. Apoi am fost într-un cantonament în Turcia și am participat la o competiție în Turcia, Efesus Trail se numea, pe și care și câștigat pe câștigat -o am și să... câștigat-o la probă de 27 de, de kilometri. A f acolo a fost o experiență foarte interesantă, pentru că după un cantonament nu se putea încheia mai frumos de atât decât cu o victorie la un concurs, ca să-mi confirmă că pregătirea a fost bună. Bună, chiar, chiar. Da? Și după aceea a urmat urme pe play, un ultramaraton în care acolo deja s-a jucat un pic calificarea la mondiale, dacă aș fi ieșit pe locul 1 ar fi fost șansă să mă calific, dar am ieșit pe locul 2, am dat tot da. ce am avut, a, acela a fost evenimentul și după ce au urmat uh, alte concursuri, uh, am fost acum de recent uh, la X-Race, la proba de maraton pe care am câștigat-o și apoi la Nemira, care am ieșit pe locul 4, că sunt zile bune, zile rele și ne-am dozat bine efortul și așa a da. fost... Uh, să iei pe locul 4, la, da. Da, în loc fruntaș, dar da. Văd că tu ești nemulțumit că nu ești pe podrum, da. Nemulțumirea vine probabil că n-a fost. nu, nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor mai Adică mi-ar fi plăcut să fiu în primii trei, dar. Nu. Din asta învețăm până la urmă. Sigur că da. Recuperarea bănuiesc că joacă un rol important după aceste curse. La ce nivel este recuperarea la noi în România? Păi, la nivel olimpic, adică la sporturi olimpice, există echipe de sport pentru recuperare. În schimb, la sportul pe care îl facem noi, ne ajută și clubul și antrenorul, ne dă sugestii de cum să ne recuperăm. Deci am văzut eu până acum, este bine, adică probabil în alte țări sunt mai, un pic mai evoluați, dar la noi este bine așa cum, este, indicațiile sunt bune, pe urmă recuperare ce înseamnă, somn, odihnă, alimentație corectă, suplimente de recuperare, vitamine și minerale. Cam asta înseamnă alimentație. Da, da, da. Știu că, de exemplu, citeam odată și îmi și povesteau uh, jucători care au fost în uh, Anglia, dar am și văzut un film în sensul ăsta, uh, recuperarea la fotbaliștii englezi, uh, era chiar la Manchester United, și Atât, atât de bine era depus de la, toat, la punct toată povestea, încât știa cel care se ocupăra de recuperare exact cum este. Câte vitamine să-i dea, câte săru să-i dea, câte apă să-i dea. El lase cusa musculară și după aceea le dădea exact ceea ce trebuie și atunci clar că recuperarea venea mult mai, mult mai ușor. Din păcate, părerea mea, asta este. Poate mă înșel, n-am uh, ultimele informații că la noi încă mai avem, probleme, nu suntem la un nivel chiar atât de înalt cu, cu recuperarea după efort la sportivi. Da, asta, specialistul pot spune. Eu din experiența mea am văzut că este. Deci okay, și la da. tine a fost ok, da. da. Ești și foarte tânăr, poate și uh -huh. de aceea. Organismul te, te ajută. Da. Da. Uh, Alexandru, uh, de ce crezi sau crezi că o activitate sportivă poate să îți îmbunătățească viața? Cu siguranță. Cu siguranță. Adică, în primul rând, sănătatea fizică și și psihică. Uh, orice fel de sport, orice fel de, mis de mișcare care îți provoacă plăcere, îți va ameliora, ameliora și celelalte aspecte ale vieții. Adică nu vei mai simți poate, dacă te antrenezi, faci un antrenament mai greu când o să mergi la muncă, nu să mai simți că e atât de greu, pentru că deja ești învățat că poți să înduri la antrenament. Da. Sau e și psihologic pentru că se elimină, adică în creier apar endorfinele care îți provoacă plăcere și atunci mișcarea în general e foarte, foarte bună pentru toate aspectele vieții, chiar și pentru menținerea grătății, chiar și pentru un somn mai bun. Chiar și aspectul social, că mergi la antrenament, mergi cu oameni, te împretenești, te simți bine, te distrezi. Da, sunt foarte sigur că mișcarea ajută în toate aspectele vieții. Se vede acum, nu știu cum, cum, cum tu, În ultima perioadă, parcă este așa o tendință spre mișcare, și din partea tinerilor, dar și din partea oamenilor mai, mai în vârstă. Ai, ai și tu această percepție? Sau... Da, am observat că după pandemie, adică după ce toți am stat închiși și ne-am protejat, uh, a, a, fost o explozie, adică și-o dat lumea seama că e important să fii liber, să te miești, să stai în natură, să te bucuri de mișcare și atunci, da, mi se pare și mie că mulți au început să facă sport și mă bucur asta, adică e un avantaj pentru că o populație sănătoasă poate fi o populație bună și deșteaptă. Da. Pe de altă parte, vedem că tot mai mulți sunt obezi deja de când sunt copii. Unii pun uh, trea, uh, acest lucru, acest fenomen, pe seama statului mult, la calculator, pe tabletă, pe telefon și așa mai departe. Da, adică crește obezitatea, dar eu cred că crește din cauza mâncărurilor procesate, care sunt tot mai multe, tot mai ieftine, sunt bune la gust, pentru că au adaus de zahăr și atunci pentru creierul. Ca un okay, drog, da. Da, și cred că de asta uh, am început probabil și mie mi-e greu de ori să, să mă abțin de la dulciuri pentru că îmi provoacă plăcere și atunci nu prea mai mănânc doar de foame și de poftă. Și atunci cred că asta e, e în lume o idee de a mânca mai mult așa că ți-e poftă, nu că ți-e foame. Da, da. Dar prin mișcare cred că se, se pune la punct și aspectul ăsta cu obezitatea. Da, da. Vorbeai de antrenamente, unele chiar dure. Cam cât alergi tu așa într-un într antrenament de ăsta zilnic? Minim o oră, adică dacă. Și depinde. Antrenamentele dure, mă refer poate la antrenamentele care au intensitate în state mare, care trebuie să alerg foarte tare. Chiar astăzi am fost la un antrenament pe deal și a trebuit să alerg tare în pantă și atunci a simțit un pic dur, pentru că era furtul mare, trebuia să mă forțez să alerg cât de tare pot. Azi deal. a fost și cald? A da? fost și cald? Și atunci mi s-a părut un antrenament dur. În schimb, antrenamentele de 2-3 ore pe care le facă munți nu sunt dure, pentru că, e, pentru că intensitatea este mai, mai joasă, e un ritm în care pot să vorbesc să pot să respir normal, pot să mă uit în jur. Și atunci nu e așa de dur să alerg mult. Cred că duritatea o dă cât de tare alergi. Da, da. Ai colegi de alergare sau alergi singur? Din fericire, în Făgăraș au început să apară tot mai multe persoane care alergă și am început să, să am parteneri de alergare tot mai des și asta mă bucur. Alerg și singur. E poate pentru mine și benefic, uneori, să alerg singur, să stau în gândurile mele, să mă concentrez pe mine. Dar destul de des alerg cu, cu parteneri, da. Cum te implici tu în uh, mișcarea sportivă făgărășană? Dacă ai o implicare în această mișcare sportivă? Păi, făgărășană. Alături de George Moldovan și de toți voluntarii care participă deja. Am creat evenimentele de alergare, Alergaraș, care a fost deja la tradiție, Făgăraș Rox, care urmează să fie. Alergaraș și este aici în Făgăraș, pleacă de ce din Făgăraș și merge și pe deal și are trasee pe la cetate. Făgăraș Rox este în partea asta a munților care nu prea e văzută, de la Urlia în partea asta spre, spre, Brașov. Și prin a crea evenimente putem oferi exemplu că în Făgăraș se, se aleargă, să face mișcare, și atunci cred că prin asta, prin, prin exemplu, mă implic în, da. în mișcarea asta. Făgăraș, rox este în creștere, văd că de la an la an. Da, anul acesta o să fie campionat național. Deci de, campionat, da? Da, de lungă distanță și de ultramaraton. Ultramaraton, să zic așa, înseamnă cam tot ce e peste 50 de kilometri, 60. Da, da. Chiar că la, am spus și înainte uh -huh. că la ultimul ultramaraton care a fost, a fost peste 60 de kilometri. Da. De km. da în uh, ai terminat facultatea, ai terminat și cursurile de antrenor de ce ai ales uh, prima dată antrenoratul și nu uh, profesoratul, ca să spun așa pentru că făcând alergarea zilnic și îmi place ideea de atletism uh, mi-ar fi mai ușor și mi-ar plăcea mai mult să antrenez copii pe, singur, pe o direcție în schimb în educație fizică ca profesor Uh, ar trebui să învăț copii ca în toate sporturile dar momentan simt că vreau să mă concentrez pe atletism să fiu aproape de copii să învăț alergarea să le arăt alergarea că pot și încă practic și de asta vreau să încep cu antrenoratul cu profesor de antrenorat Și aici vrei în Făgăraș sau în altă calitate? Da, mi-ar da, mi mi plăcea în Făgăraș pentru că da. tocmai să, să crească mișcarea da, în oraș da. Pentru că într-adevăr în ultima perioadă atletismul a fost așa, în, într -o, pot să-i spun chiar într-o groapă a sportului în Făgăraș. Dacă înainte mai dădea sportiv, care evoluau bine la nivel național, județean nu mai zic, în ultima perioadă a cam dispărut atletismul în Făgăraș. La un moment dat, atunci am făcut ceva speranțe, a venit un profesor la clubul sportiv uh -huh. școlar, care era la triplu salt el, uh -huh. campion național și părea că a venit cu entuziasm ce? și de repede s-a plecat, plecat înapoi la, la Brașov e greu. Da, scrie. tocmai asta m-a și motivat când am început eu să alerg, nu exista nimic da. și atunci mă bucur că în timp am reușit să să fiu un sportiv mai bun, am reușit să fac studiile necesare pentru asta și de ce să nu vin eu cu inițiativa să fie un antrenor în Făgăraș, adică să ofer celor posibilitate pe care eu nu am avut-o pentru că sunt sigur că în oraș există foarte mulți copii talentați, pentru că eu zic că în general românii sunt buni pe, pe sportul ăsta de anduranță și e păcat să nu oferim șansa orașului acesta și să ieșim din Europa aia, că o să o ieșim, eu așa da. că consider, că o să ieșim în timp. Da. Într-adevăr, n-au mai fost. Uh, ultimul profesor, așa, care s-a ocupat uh, puternic de atletism, zic eu că a fost domnul profesor Socol. Dânsu și mai era, dacă nu greșesc, domnul profesor Gânscă, care era de la din Beclean se, se trăgea dumnealui ei, după dumnealor o perioadă și domnul profesor Stiței, dacă care era mai mult cu Hambalu, el fiind fost jucător de, de Hambal, însă aceștia doi uh, au, au apăsat mai tare pedala și au avut rezultate, domnul profesor Socol și uh, domnul Gânscă. Uh -huh. Așa. Și mă bucur că vei încerca să reînvie atletismul în, în Făgăraș. Da, sunt optimist și îmi doresc să S -s 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 alerge, să se alerge în și pentru că e păcat să nu existe și acest sport. Mai ales <fie> că e atât de ușor. O pereche de papuci e și la antrenament. Da. Mai mult, alergarea te poate ajuta după aceea și la celelalte sporturi. Mi se plâng antenori de hambal, deci, Dumnezeu, nu știu să alerge. <fie> <fie> da Și iată, și din acest punct de vedere, cunoscând seriozitatea ta, eu cred că vei face. Adică, nu cred, sunt convins că vei face treabă Frum, bună. Mulțumesc frumos pentru, da. pentru încredere. Da, da. În Ce îți mai place să faci În afară de, de alergare? Îmi place Când am posibilitatea Fac și alte sporturi Adică mă, mă relaxez un pic Mergând cu bicicleta Sau poate drumeței pe munte Doar să stau cu picioarele în iarbă Să mă bucur de munte Pentru că în alergare De multe ori Alerg și nu prea puc Să mă uit tot timpul Sunt mai atent unde calc Da, e adevărat Îmi mai place să joc basket Când am posibilitatea În general cam tot ce ține de sport, dar alt sport decât cel pe care îl practic zilnic. Da. Și, da, îmi place mult să să mă odihnesc, pentru că antrenamentele mă solicită, și atunci uneori prefer doar să să mă odihnesc, să fac plimbări, poate prin natură. Cam astea sunt pa pasiunile mele, așa. Sportul da. în general. Sportul în general, da, da. da. Ce obiective ai pentru viitor? Păi, obiectivele principale sunt campionatele naționale, să ocup un loc cât mai bun, poate un podium, în care concurența este mare, pentru că seniorii aleargă foarte bine. Și îmi place de asta că aleargă bine, mă motivează să îmi doresc să fiu lângă ei. Și, cum am spus, îmi doresc să ajung la campionate mondiale, cât mai multe. Da, da. În, tu poți alerga încă și la Under 23, nu? Da. Parcă e o asemenea categorie. Da, da, până în septembrie, când va fi campionatul național de scurtă distanță, încă va fi la Under 23. De la anul, gata, de la anul, o să fie doar seniori. Da. Va fi grea trecerea aceasta de la Under 23 la seniori? Va fi grea pentru că... Probabil că, că cunoști deja, pe, îți cunoști adversarii în mare de la seniori. Da, va fi grea pentru că seniorii le argă foarte bine o să vină și câțiva care sunt ca mine, în așa situație ca mine și la anul să treacă la seniori, adică concurența crește. Pentru că cei care nu mai sunt la under 23 trec toți la seniori. Deci odată ce ne băteam la under 23, sau nu ne treceam mai bine spus, o să ne trecem și ca seniori și atunci o să fim mai mulți. Și da, concurența, eu zic, crește, va fi destul de dificil. Alexandru, îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Îți doresc mult succes în, în tot ce faci și multă sănătate. Pentru că în sport e nevoie și de, de sănătate. Să te ferească Dumnezeu și antrenamentele de, de accidentări. Vă mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur că am putut sta de vorbă și îmi doresc ca, ca să înțeleagă lumea că e foarte util să alerge și să facă mișcare. Îți mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune și sunt convins că peste o anumită perioadă vom sta de vorbă despre renașterea atletismului în Făgăraș. Așa să fie. Domnul ajută. Dragii mei, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.